Capitolul 6. Legea Naziriatului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de Naziriat ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare, să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. În tot timpul naziriatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sâmburi până la pielița strugurelui. În tot timpul naziriatului, briciul să nu treacă pe capul lui. Până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt. Să-și lase părul să crească în voie. În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort, să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. În tot timpul naziriatului să fie închinat Domnului. Dacă moare cineva de moarte năpraznică lângă el și capul lui închinat se face astfel necurat, să-și radă capul în ziua curățirii și anume să-și-l radă a șaptea zi. În ziua a opta să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel la ușa cortului întâlnirii. Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispășire, iar pe celălalt ca ardere de tot, și să facă pentru el ispășirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-și sfințească apoi capul chiar în ziua aceea. Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte și să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină zilele dinainte nu vor fi socotite pentru că naziriatul lui a fost pângărit. După isprăvirea naziriatului, iată legea nazireului. În ziua când se va împlini vremea naziriatului lui, să fie adus la ușa cortului întâlnirii. Ca dar să aducă Domnului un miel de un an fără cusur pentru arderea de tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa de ispășire și un berbece fără cusur pentru jertfa de mulțumire. Un coș cu azimi, turte făcute din floarea făinii, frământată cu unt de lemn și plăcinte fără aluat, stropite cu unt de lemn, împreună cu darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite. Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea de tot. Să pregătească berbecele ca jertfă de mulțumire Domnului împreună cu coșul cu azimi și să pregătească și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură. Nazireul să-și radă, la ușa cortului întâlnirii, capul închinat Domnului. Să ia părul capului său închinat Domnului și să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulțumire. Preotul să ia spata dreaptă fiartă a berbecelui, o turtă nedospită din coș și o plăcintă nedospită și să le pună în mâinile nazireului după ce acesta și-a ras capul închinat Domnului. Preotul să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului. Acesta este un lucru sfânt care este al preotului împreună cu pieptul legănat și spata adusă jertfă prin ridicare. Apoi nazireul va putea să bea vin. Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruința de nazireat. Acesta este darul lui care trebuie adus Domnului pentru naziriatul lui, afară de cei vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruința pe care a făcut-o, după legea naziriatului. Binecuvântarea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta.